ziua și bine v-am găsit la Corupția în Vizor. De această dată nu vom discuta despre cei care încalcă legea, ci despre cei care îi monitorizează. Jurnaliștii de investigație și anchetele jurnalistice este tema ediției de astăzi. Recent, cu suportul ambasadei SUA, Asociației Presei Independente și Transparency International Moldova, a fost realizat și publicat studiul cu privire la reacțiile autorităților la investigațiile jurnalistice. Care au fost reacțiile instituțiilor de drept sau, poate mai degrabă, lipsa reacțiilor? Aflați în ceea ce urmează. Domnul Zaharie, când ați prezentat studiul, ați menționat că în societate există percepția că jurnaliștii scriu investigații bune și nimic nu se întâmplă după asta. Această percepție a fost confirmată după această cercetare sau în timpul ei? Chiar și din lecțiile pe care am cu studenții mei de la facultate, de fiecare dată când discutăm despre niște investigații de răsunet, finalul este așa, întrebarea, ei și ce? Și ce s-a întâmplat după asta? Că n-a urmat nimic. Asta este o percepție care este în societate sau vedem și pe rețelele de socializare, că acum este mai ușor să cunoști opinia societății datorită rețelelor de socializare. Da, percepția asta este și într-un fel s-a confirmat. Ce ne-am propus noi în 2017, când am început să realizăm astfel de studii? Să vedem dacă și numeric, prin intermediul unui studiu, percepția asta se confirmă și s-a confirmat. Or, atunci exista un mare număr de reacții, adică controale pornite, dar ne-am dat seama că majoritatea erau formale. Deci se pornea un control, dar el nu prea ducea la nimic. Sau până la urmă se încheia cu material de refuz. Deci nu am ajuns să avem sancțiuni răsunătoare. Dacă mă întrebați ce s-a întâmplat, ce a arătat studiul anul ăsta, de data asta am avut reacții în 100%. Din partea cui? Care au fost instituțiile sau organele de control care au venit cu o reacție și ce fel de reacție, tot este important. Da. Cea mai mare parte a reacțiilor a venit din partea Autorității Naționale de Integritate. Dar aici ar trebui să nuanțăm un pic lucrurile, întrucât cazurile descrise erau anume de competența ANI. Nu prea erau fapte penale. Deci erau descrise în investigații cel mai mult fapte care arătau la lipsa de integritate a cuiva, fie că era vorba de averi nedeclarate sau averi peste salariul de bugetar al subiectelor pe care i-am investigat, sau doar două investigații au fost cumva de competența organelor de anchetă. Și într-un caz a reacționat guvernul CNA, care au cerut inspecției financiare să facă un control, și vorbesc despre cazul de utilizare a banilor publici de către un vicepreședinte de raion la Criuleni, și s-a lăsat cu demiterea acestui președinte de raion de către Consiliul Raional. În alt caz a fost un dosar penal și nu știm dacă neapărat a avut legătură cu faptele descrise în investigație, dar iată, a existat un dosar penal. Care a fost finalitatea? Dacă ați urmărit și finalitatea acestor dosare sau cu ce s-au încheiat aceste controle inițiate de ANI? În ultimul studiu, dacă vorbim despre ultimul studiu, investigațiile care au intrat în el au fost realizate în 2019-2020, până la jumătatea anului 2020. Respectiv, controlele care au început, ele nu puteau să aibă atât de repede o finalitate. Majoritatea dintre ele sunt în derulare. Unele s-au finalizat, dar subiecții au acționat în judecată actele de constatare ale ANI și încă urmează. Deci decizii definitive sunt pe foarte puține cazuri, dar vom continua să le urmărim. Totuși, sunt unele cazuri se reacționează, în altele cazuri nu se reacționează, parcă se încearcă a fi dat uitării. Care este motivul? Este cumva politizat acest proces de luare a deciziilor în instituțiile de drept? Dați-mi voie să fac o incursiune și în celelalte studii. Deci noi le realizăm din 2017, am făcut unul, în 2019 unul și ăsta din acest an este al treilea. Îmi permit să afirm că în cazul primelor două studii, cred că au fost
destul de multe cazuri în care s-a reacționat sau nu s-a reacționat tocmai din motive politice, pentru că subiecții aveau protecție politică. De exemplu, au existat câțiva judecători despre care presa a scris mulți ani la rând. Nu s-a întâmplat nimic. Iar peste un an și ceva, când posibil judecătorul respectiv a pierdut protecția politică, gata, procuratura a început să deschidă dosar pe ce a scris presa un an jumate sau chiar mai mult în urmă. Și pot așa să dau și exemplul fostului primar de Chișinău, Dorin Chertoacă, când CNA a început să se intereseze de acele gherete Coffee Time, abia după un an și jumătate după ce a scris ziarul de gardă. Deci aici nu pot să nu bănuiesc o legătură politică. Deci atunci când Chertoacă probabil nu era chiar atât de incomod sau, mă rog, nu aveau alte interese cei care controlau procuratura și justiția, l-au lăsat în pace. Pe urmă, când au avut anumite interese în privința lui, iată, și-au amintit că ziarul de gardă a scris acest material. Acest studiu este al treilea la număr, dacă nu greșesc. Observați comparativ cu anii trecuți, numărul reacțiilor crește sau situația este mai rea? Numărul reacțiilor, v-am zis, a crescut datorită, iată, faptului că anii s-au autosesizat. În al doilea studiu, anii probabil trecea prin niște transformări, întrucât au fost investigații cu fapte explicite în care ar fi trebuit să autosesizeze anii și nu au făcut lucrul ăsta. Ori acum ceva s-a întâmplat bine, s-a întâmplat spre bine și anii a reacționat. Anterior au fost reacții mai multe și din partea CNA și procuraturii, dar aici iarăși nuanțăm, pentru că investigațiile monitorizate vizau anume fapte penale și era de competența lor să se autosesizeze. În perioada asta, ultima de monitorizare, nu prea au fost fapte penale descrise ca să se autosesizeze procuratura. Cum, și ultima întrebare, cum vedeți această colaborare între organele de anchetă și jurnaliștii de investigație? Cum v-ați dori-o? În general, nu este o practică bună pentru jurnaliști să colaboreze cu organele de anchetă. Să colaboreze în sensul în care să facă echipă cu ei. De ce? Pentru că asta compromite încrederea populației. Pentru că oamenii, când se dezamăgesc și de poliție și de organele de drept, vin unde? Vin la presă. Respectiv, dacă noi o să arătăm că noi suntem una cu procuratura și poliția, oamenii nu o să mai aibă încredere în noi. Și misiunea jurnalistului este să scrie, să informeze publicul. Deci asta este treaba noastră. Nu este treaba noastră să sesizăm instituțiile după asta. Dar din cauza că Republica Moldova, aici realitățile sunt altfel, nu sunt ca în democrațiile dezvoltate, noi uneori jurnaliștii ne permitem să mergem un pic mai departe, să sesizăm, să punem presiune pe instituțiile de drept ca să se autosesizeze. Uitați-vă, vă rog, atent ce am scris noi și investigați. Deci asta nu ar trebui să se întâmple, noi să facem demersuri suplimentare decât ce am scris. Dar uneori facem lucrul ăsta pentru că suntem nevoiți. Acum, recomandarea noastră este ca cel puțin atunci când presa publică investigații sau nu neapărat investigații, articole cu elemente de investigații care arată asupra unei anumite nereguli, să fie mai ferme instituțiile în reacția lor, controalele să fie controale. Și dacă îmi permiteți, pot să vă dau un exemplu. O lună în urmă am publicat o investigație despre cum executivul de la Comrat a cumpărat două aparate de ultrasonografie și le-a cumpărat de la o firmă intermediară creată cu 2 săptămâni înainte de achiziție, în condițiile în care în Chișinău exista distribuitorul oficial al acestei tehnici. Deci ce s-a întâmplat? 156.000 s-au plătit în plus. Acum am făcut sesizare către CNA și Direcția Sud îmi răspunde că noi am examinat asta, formal legea privind achiziții publice a fost respectată. Păi asta eu știam și eu din investigație. Formal a fost respectat, dar v-am rugat pe voi, având în vedere că aveți cu totul alte pârghii decât au jurnaliștii, să investigați dacă a existat o înțelegere între comitetul executiv și între patronul de firmă creat cu 2 săptămâni înainte. Deci mi-aș dori o mai mare fermitate din partea instituțiilor de drept atunci când jurnaliștii semnalează ceva. Oh,
Noi am analizat investigații care au apărut în ultimul an și jumătate, 19 investigații. Au fost de la, am spus, la 4 instituții mass media, Ziarul de Gardă, Rise Moldova, Anticorupție.md și Moldova Curată. Sunt investigații care l-au vizat pe fostul președinte Igor Dodon, investigații care au vizat procurori sau judecători care aveau avere care cu greu puteau fi justificate. Sunt investigații care au vizat diversi politicieni care dețineau funcții de miniștri sau de deputați. Dacă nu greșesc, unul din subiecții investigațiilor era judecătoarea care declarase acel automobil de lux de 11.000 de lei. În cadrul studiului ăsta au fost luate sau analizate 19 investigații publicate în ultimul an și jumătate și au fost o altă parte din studiu a vizat 10 investigații care au fost publicate în ultimii 5 ani pentru a vedea cum au reacționat autoritățile. Și una din investigațiile care a analizat apărut în ultimii 5 ani a vizat-o pe judecătoarea Mariana Pitic, care declara și declară în continuare același Porsche de 11.000 de lei. Deci am constatat că de fapt instituțiile statului nu au reacționat nici într-un fel, sau au reacționat, dar nu au stabilit careva încălcări în felul în care judecătoarea a declarat acel Porsche și ea în continuare, inclusiv în 2021, în declarație depusă pentru anul 2020, a indicat aceeași mașină și aceeași valoare. Cu siguranță că auzi foarte des această declarație că dacă nu se întâmplă nimic mai departe, de ce mai scrieți? De ce mai investigați? Prin urmare, vreau să întreb ce se întâmplă după majoritatea investigațiilor publicate, care vizează demnitari, care vizează judecători și diferiți funcționari publici. Da. Studiul ăsta pe care noi l-am făcut acum este al treilea pe care l-am făcut împreună cu colega mea Viorica Zaharia. Și spre deosebire de alte studii, în acest caz, din 19 investigații pe care noi le-am analizat, în toate au fost reacții. A fost o reacție în deoseb din partea Autorității Naționale de Integritate, care după ce au apărut articole s-a autosesizat și a început să verifice, doar că din păcate, deși au trecut, în unele cazuri au trecut mai bine de un an, rezultatele controlelor nu sunt finalizate, nu se știe care este finalitatea acestor anchete, pentru că durează foarte mult, nu știm din ce cauză. Dar din păcate, experiența studiilor precedente și analizelor pe care le-am făcut în trecut arată că chiar dacă de multe ori instituțiile statului se autosesizează și verifică, ajung la concluzia că acei subiecti nu au încălcat legislația. Și prin urmare nu sunt pedepsiți. Ei rămân, majoritatea dintre ei rămân în funcție, majoritatea dintre ei sunt promovați și într-adevăr este cumva frustrant pentru noi ca jurnaliști să scriem și aproape de fiecare dată să nu se întâmple nimic. Cât de des s-a întâmplat ca în urma investigațiilor să fie pornit un dosar penal și persoana să fie pedepsită? Iată, în urma, din cele 19 investigații analizate de noi, în două cazuri au fost pornite dosare penale. Nu știm cu ce se vor soluționa sau care va fi finalitatea lor, însă au fost pornite două dosare penale și cumva noi scriem pentru că asta este meseria noastră și noi scriem nu doar pentru ca persoana respectivă să fie pedepsită, să fie atrasă la răspundere, dar pentru ca oamenii să afle despre ce se ocupă acei funcționari. Și eu sunt sigur că chiar dacă nu sunt reacții vizibile, nu sunt persoane trimise la închisoare după investigații jurnalistice, oricum în interiorul sistemului există careva reacții pe care noi nu le cunoaștem, dar eu sunt sigur că acele persoane cumva mai devreme sau mai târziu o să aibă de suferit de pe urma acelor investigații. Pentru că a fost un caz interesant, Ziarul de Gardă a scris în 2017, dacă nu greșesc, despre averea nedeclarată a judecătorului Oleg Sternioal. Atunci Oleg Sternioal era un judecător foarte important, era în relații foarte bune cu guvernarea și nu a pățit nimic în 2017. Ulterior, în 2019, s-a schimbat guvernarea și procuratura a deschis dosar penal la 2 ani și jumătate după ce Ziarul de Gardă a scris despre asta. Deci, dacă nu se reacționează, părerea mea este, dacă nu se reacționează acum când am scris, peste 2, 3, poate peste 5 ani, când ceva o să schimbe în țara asta, aceste informații prezentate de jurnaliști ar putea să fie utile și să fie pornite dosare penale. Cât de des, după publicarea unor investigații, ați fost contactat de organele de control ca să vă ceară, organele de drept, ca să vă ceară ajutorul sau să vă ceară informații suplimentare?
Se întâmplă, nu foarte des, dar se întâmplă unele cazuri când organele de drept apelează, dar de obicei jurnaliștii ce fac? Jurnaliștii care fac investigații, toate informațiile de care ei dispun le publică, sau aproape toate informațiile de care ei dispun le publică în articole. Și deci noi invităm organele de drept să verifice ceea ce am scris și cam atât. Adică nu putem să punem la dispoziție probele pe care noi le avem. Sau dar altceva. Să fiți intimidați? De către organele de drept? Inclusiv. Se întâmplă. Sau să se sugereze, să facă anumite aluzii, pentru că subiecții investigațiilor care le face inclusiv ziarul de gardă, de multe ori vizează angajația acestor instituții de drept. De multe ori se întâmplă că persoanele, înainte de publicare sau în perioada când este publicat acel articol, încearcă să ne intimideze, să ne amenințe. Cea mai clară sau cea mai evidentă intimidare este că ei ne spun că o să mergem în judecat. Dacă voi să publicați ceva ce nu corespunde adevărului sau care mie nu o să-mi placă, eu o să vă dacă în judecată. Dar noi cumva nu avem imunitate la aceste amenințări și mergem mai departe. Testul colaborării ideală în versiunea ta între jurnaliștii de investigație și instituțiile de drept sau alte organe de control sau instituțiile statului? Ideal ar fi că atunci când jurnalistul are nevoie de o informație și foarte, foarte mult sau majoritatea informațiilor de care un jurnalist are nevoie, ele sunt informații care ar trebui să fie publice, și atunci când jurnalistul are nevoie de o informație, instituțiile statului ar trebui să răspundă prompt, fără să ceară de fiecare dată solicitări de informații la care să răspundă peste 15 sau 30 de zile. Să răspundă, ai o întrebare, să răspundă la telefon uneori sau să-ți răspundă în aceeași zi, chiar dacă tu ai trimis un e-mail în scris, să-ți răspundă în aceeași zi, dar nu când doresc ei. Deci asta eu văd o colaborare eficientă între instituțiile statului și jurnalist. Cum crezi ce ar trebui să se întâmple ca să fie așa cum spui tu? Să ajungă cât mai mulți oameni integri în acele instituții de stat, să fie conducători integri, pentru că probabil de la ei începe o instituție să devină mai integri, și dacă o să fie conducători integri care nu au nimic de ascuns și care își doresc într-adevăr să lupte cu corupția, ei o să le ceară subalternilor să fie deschiși cu presa și să ofere informații prompt și fără alte nuanțe care ar putea să împiedice descoperirea adevărului. Mercur Retrograd, de luni până joi, la 17:30, la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, dar noi întrebări. Iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri,
despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăt și înlocuit. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători care nu păstrați distanța. De ce mă brăscați și de ce nu mă lăsați? Avem nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу. Не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Меркур ретроград. Де лунь пына жой, ла 17:30, ла ТВ8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, dar noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăt și înlocuit. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători care nu păstrați distanța.
De ce mă brăscați? De ce nu mă lăsați? Aveam nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00 doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Меркур ретроград. De luni până joi la 17:30 la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, dar noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie, iar tone de nevoie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăt și înălcămiți. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători. Care... Nu păstrați distanța. De ce mă brăscați? De ce nu mă lăsați? Avem nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00 doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу. Не пропустите. В
Studiul reacției autorităților la investigațiile jurnalistice a fost publicat la începutul lunii mai. În cadrul evenimentului au participat reprezentanții mai multor instituții de drept. Care a fost reacția acestora, dar și cum văd ei această colaborare între instituțiile de drept și jurnaliștii de investigație, dar și cum se întâmplă în alte state, vedeți în continuare. Siguranță, lucru care îl fac jurnaliștii de investigații, da, ca să fiu mai concret, este unul foarte important, chiar dacă reacția autorităților nu este cea care se așteaptă sau există careva reticență într-o reacție mai... mai pozitiv. Totuși, chiar și din studiul prezentat, se vede că sunt realizări în domeniu. Autoritățile publice sunt mai receptive, chiar dacă nu în măsura în care se așteaptă. Totuși, acest aspect urmează a fi privit ca o realizare și un indicator al calității jurnalismului de investigație. Totuși, probabil că toți își doresc o reacție altă decât cea care este la ziua de astăzi, dar probabil sunt careva cauze de ce autoritățile sunt mai reticente în unele cazuri, poate reacția nu este cea pe măsură, dar sunt un șir de aspecte legate de chiar factori obiective, aș spune eu, nu, sigur că nu vreau să generalizez, dar în primul rând nu este în practica organelor de drept, spunem așa, o practică de a sau anumite mecanisme sau instituite de a colabora cu jurnaliștii de investigație. Uneori chiar poate investigatorii, spunem așa, organelor de drept sunt mai reticenți deoarece au o experiență negativă lăsată de alți jurnaliști care poate uneori acționează la comanda unor persoane interesate sau fac reportaj la comandă sau reportaj nu calitative, mai bine spus, și undeva lasă o amprentă în conștiința acelor investigatori și o rezervă de a interacționa cu jurnaliștii. Mai sunt alte aspecte probabil legate de, spunem eu, de tehnicile de investigație, care cer anumite standarde probatorii foarte înalte și poate în opinia sau într-o investigație jurnalistică anumite fapte sau anumite circumstanțe sunt percepute mult mai ușor, pe când în cadrul unei investigații pentru a avea succes este un alt nivel de probatoriu pentru a merge în fața instanței, a solicita autorizarea unei măsuri speciale sau unei alte acțiuni procesuale și atunci este mult mai dificil de a realiza acea anchetă atât de eficient cum ar părea ea în cadrul unei investigații jurnalistice. Ceea ce ține de importanța calitativă a investigațiilor jurnalistice este una primordială, dar vreau să vin cu o precizare
că ar fi bine ca investigatorii sau jurnaliștii, când au informații, să colaboreze la direct cu organele competente până a da publicității sau a scoate în tiraj investigația, deoarece odată scoasă în tiraj, din păcate tehnic, în multe situații nu pot fi verificate anumite momente. Vorbesc de infracțiunile de corupție. Sunt anumite fapte consumate. De asemenea, vreau să spun că poate uneori este o reacție întârziată din partea CNA-ului pe anumite cazuri care au venit din partea jurnaliștilor de investigație, deoarece paralel și CNA-ul are anumite instrumente care investigează aceste informații sau fenomene. Avem o direcție analitică în cadrul CNA-ului care face aceste studii. Și de multe ori am avut situații când se mergea paralel pe examinarea celor situații sau cazuri. Deci o colaborare ar fi una benefică atât pentru jurnaliști cât și pentru instituții. Cam aceasta este o viziune de colaborare și de cooperare între instituție și jurnaliști. Referitor la procesele de judecată, noi considerăm o hărțuire pentru că ele sunt pornite cu bună știință împotriva jurnaliștilor ca să ne ia din timp, așa cum zicea și Luba, ca să ne ia din resursele financiare pentru că avocații trebuie să plătiți. Centrul de investigații jurnalistici până acum nu a pierdut niciun proces de judecată, dar a mers și 2, și 3, și 5 ani în anumite procese de judecată și asta pentru jurnaliști înseamnă timp și resurse. Pe unii jurnaliști îi descurajează procesele de judecată, noi am avut diferite cazuri și știu că atunci când ni se cerea 700.000 de lei sau 500.000 de lei prejudiciu sau când se făcea public cazul că suntem citați în instanță, am văzut pe chipul unor jurnaliști descurajare. Noi încercăm să-i susținem pe jurnaliști și echipa noastră merge înainte inclusiv în procesele de judecată. Referitor la colaborarea cu jurnaliștii. Noi am vrea să existe mai multă deschidere din partea organelor de drept atunci când jurnaliștii cercetează anumite cazuri. Nu știu dacă putem să colaborăm atunci când jurnaliștii documentează anumite subiecte, deci nu cred că vreun jurnalist va da informația organelor de drept, pentru că asta este munca jurnalistului. În partea reprezentanților autorităților am auzit mai mult justificări și mai puțin dorință de poate a umbla la lege și a veni cu acțiuni astfel încât să le lărgească paleta de pârghii ca să poată cumva să ia măsuri în astfel de situații. Și aș avea o precizare pentru domnul procuror adjunct care zicea că ar trebui cumva să ne bucurăm de faptul că suntem târâți prin instanțe și să mergem acolo să ne facem dreptate până la capăt. Mă întreb dacă dumnealui ar avea aceeași abordare, dacă s-ar întâmpla acest lucru cu procurorii. Dacă fiecare al doilea procuror în urma unei anchete, dosar deschis, ar fi târât în instanță ca să demonstreze că acțiunile lui au fost corecte. În astfel de situație, la fel, i s-ar părea că este o acțiune absolut normală și ar încuraja procurorii să meargă în instanță sau ar interpreta acest lucru ca o hărțuire? De fiecare dată, practic de fiecare dată, totuși, subiecții care sunt vizați în investigații, evident că sunt nemulțumiți. De multe ori îi amenință că ne dau în judecată, dar se întâmplă asta în puține cazuri, dar sunt cazuri în care ne dau în judecată, cum a fost fostul președinte Igor Dun, care ne-a acționat în judecată după ce am scris despre vacanțele sale. Dar de multe ori subiecții sunt nemulțumiți, amenință că o să ne dea în judecată și fac asta cumva pentru public, pentru ca să arate că ei luptă și sunt nevinovați, dar de facto, în realitate, nu ajung să-și duc acele demersuri până la capăt. Dar sunt și cazuri când, cum spuneam, se reacționează, însă, din păcate, de multe ori reacțiile sunt doar pentru a, impresia mea este doar pentru a legaliza niște activități ilegale ale acelor funcționari. Deci se verifică timp de un an un funcționar după o investigație jurnalistică, după
Acel an se găsește o breșă în legislație și spune că el este nevinovat. Și ulterior, acel funcționar, peste un an, doi, flutură, vine și îți arată, uite, eu am fost verificat de Autoritatea Națională de Integritate sau de către Procuratura Generală și uite, eu sunt nevinovat. Deci, cumva, impresia mea e că, de multe ori, controlele astea care sunt inițiate în urma investigațiilor doar îi ajută pe unii funcționari să scape nepedepsiți și să arate că, uite, eu sunt curat. Una din reacțiile care am auzit-o la prezentarea studiului, dacă nu greșesc, era din partea Centrului Național Anticorupție, că poate ar fi bine când reporterul lucrează la o investigație să colaboreze cu instituțiile de drept și organele de control. Cât de reală ți se pare această colaborare și dacă ar trebui să fie, cum ar trebui să fie această colaborare? Eu nu văd posibil o asemenea colaborare. Jurnaliștii își fac meseria lor, au metodele lor de a obține informații. Centrul Național Anticorupție are metodele lor mult mai vaste și mult mai multe posibilități de a verifica și de a afla informații. Deci consider că este necesar ca jurnaliștii să activeze independent, fără să colaboreze cu CNA-ul, decât în măsura în care este nevoie de informații și CNA-ul ar putea să ajute la un jurnalist oferindu-i informații oficiale, prompt și echidistant, nu peste bine, 15 zile. Te-a ajutat instituția? Mai des se întâmplă să te ajute sau să totuși să nu ofere această deschidere? Eu nu vorbesc de CNA acum, adică în general instituțiile statului, impresia mea e că ele reacționează sau îți răspund la unele întrebări pe care tu le ai, independență de interesul pe care l-au ei în acel caz, în funcție de persoana care este vizată în acea investigație. Dacă noi scriem despre o persoană care este cumva incomodă în cadrul acelei instituții sau o persoană care este incomodă guvernării, dacă putem spune așa, și instituțiile statului care au interes să scrie sau cumva persoana respectivă să fie pedepsită, eu să răspund foarte, foarte bine, foarte rapid și detaliat. Dacă persoana este apropiată guvernării sau o persoană de care nu trebuie să te atingi, atunci instituțiile statului să fac tot posibilul ca să nu-ți răspundă, să găsească diferite motive, să zic că uite, nu răspundem pentru că este dat cu caracter personal, nu răspundem pentru că alte motive sau pur și simplu să nu răspundă în termen de 15 zile cât ar trebui să răspundă și răspundem mult mai târziu când pentru un jurnalist deja tema respectivă ar putea să dispară și să nu fie așa de importantă. Deci, independență de interesul care există, instituțiile statului reacționează. Care este accentul specific al acestui eveniment de astăzi este unul foarte impresionant. Nu am văzut un studiu empiric de această natură în Statele Unite care să facă legătura între jurnalismul investigativ și acțiunile autorităților anticorupție. Noi aplaudăm activitatea sau lucrul făcut în acest studiu, este o realizare foarte importantă. După cum s-a menționat deja, sunt un fost procuror și eu am în primii doi ani am fost ca după ce am absolvit facultatea de drept, am lucrat în Arizona, mă axam pe crima organizată și corupția publică de acolo. În două cazuri specifice la care am lucrat, am investigat cu poliția de stat activitățile unui senator care și-a promovat interesele proprii și am urmărit acel caz a unui șef de poliție care a forța deținuții care erau deținuți în penitenciarul ca să îndeplinească diverse activități în beneficiul lui propriu acasă. Ambele aceste cazuri au ajuns în atenția în oficiului nostru prin intermediul investigațiilor jurnalistice. Deci, în SUA, întrebările sau problemele despre care vorbim noi astăzi sunt foarte discutate. În SUA, desigur, care are o tradiție mai îndelungată și o istorie mai lungă de jurnalism de investigație independent, dar totodată jurnalismul de investigație, indiferent dacă este vorba de SUA sau Republica Moldova, adică un jurnalist de investigație bun este un jurnalist de investigație bun oriunde nu s-ar afla. Într-un mediu sănătos, un jurnalist de investigație bun poate fi un instrument foarte bun, foarte important pentru procurori, pentru organele de drept și alți actori din domeniul anticorupției pentru a-și putea baza acțiunile sale pe asta.
fiecare trebuie să-și facă treaba lui. Jurnaliștii de investigație trebuie să documenteze bine subiectele, să prezinte dovezi pentru acuzațiile grave care le sunt aduse, iar procurorii, cei de la anticorupție, alte instituții, abilitate ale statului cu competență și responsabilități anticorupție, trebuie să se autosesizeze. Asta la modul ideal. La modul practic, la noi în Republica Moldova, lucrurile nu se întâmplă nici pe departe așa. Ce le-aș recomanda jurnaliștilor este să nu se oprească din a investiga cazurile de corupție, conflictele de interese, nedeclararea averilor și schemele ilegale și penale, dar după ce publică această investigație jurnalistică, trebuie să pună presiuni pentru ca instituțiile publice să ia măsuri. Pentru că la noi în Republica Moldova nu se întâmplă nimic în mod firesc așa cum ar trebui să se întâmple. Știu mulți jurnaliști de investigație care imediat după publicarea textelor transmit scrisori către Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, CNA sau ANI, solicitând să se ia măsuri urmare a acestor investigații. Dacă vor face acest lucru, cu siguranță instituțiile publice nu se vor putea autoeschiva. La noi deseori asta se întâmplă. Apar texte foarte bune, bine documentate. Protagoniștii, cu ghilimele de rigoare, spun că astea sunt aberații, că nu este nimic adevărat, iar instituțiile anticorupției se fac că plouă. Ca să nu se întâmple lucrul ăsta, este important, așa cum am spus, ca autorii investigațiilor să fie mai insistenți, una la mână, doi, este important ca organizațiile neguvernamentale anticorupție să fie foarte active și noi avem exemple foarte bune când urmare a sesizărilor prezentate de către ONG-urile anticorupție din țară s-au întâmplat anumite anchete, cei drept nu toate au ajuns la finalitate, dar este important să existe această reacție. Astfel, prin acest efort comun al jurnaliștilor și organizațiilor neguvernamentale anticorupție, societatea poate fi sensibilizată mai mult. Este important ca oamenii, până la urmă, cetățenii acestei țări, să cunoască că există corupție și că autoritățile reacționează sau mai puțin reacționează. Dar ce ar trebui să se întâmple ca autoritățile responsabile să reacționeze, dacă putem spune așa, mai responsabil sau în general să reacționeze? Pentru asta ar trebui să se schimbe capii conducătorii acestor instituții, pentru că vorba veche și înțeleaptă, peștele de la cap se strică, este valabilă și în acest caz. Dacă am avea la conducerea instituțiilor anticorupție persoane care chiar urmăresc lupta anticorupție în sensul adevărat al acestui cuvânt, nu mimarea acestei lupte, atunci cu siguranță pe verticală toate indicațiile vor fi date și procurorii, pentru că avem și procurorii bine intenționați care vor să-și facă datoria, însă deseori ei primesc indicații să nu se implice în anumite dosare. Dacă vor exista, va exista un angajament al conducătorilor acestor instituții și corespunzător va fi pus în aplicare întreaga structură, pentru că legislația este destul de bună în acest domeniu, atunci cu siguranță lucrurile în societate se vor schimba.